Hai, salut băieți, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră zilnică de Rage. Hai că serie zilnică, că n-am mai postat de vreo săptămână. Băieți, în episodul de astăzi vreau să vă zic că ăsta e ultimul episod de pe Rage Multiplayer pe serverul Bihood, pentru că o să mă las, pentru că nu am primit leader și nici helper și nimic. Hai că mă las dacă... Da, mă, nu mă las, băieți, de server. Din păcate pentru unii, din fericire pentru alții, pentru că multă lume se aștepta să mă lase aștepta. E un clan, nu o să dau nume, care tot încearcă ei, nu știu ce vor ei să facă, să vorbească paiurea pe server și spamează pe live-uri la toată lumea că mă las eu și că eu sufăr, că n-am nicio funcție, chiar n-am nicio problemă că n-am luat lider. Dacă am comentat la unii lideri, am comentat gen că, na, gen... A fost pe... A fost de comentat, gen, dar n-am nicio treabă să mă las de server sau ceva. O să încercăm să aplicăm la funcția de helper. De fapt, deja am aplicat și o să așteptăm să vedem dacă luăm sau nu helper. Dacă nu aia e, o să intrăm în LSPDOE sau ONG, FBI, nu știu, o să văd. O să renunț și la funcția de co-leader pe din paramedic. Doar că asta după ceva zile, nu știu, o să mai stăm aici. Dar după ceva zile o să renunț la funcția de co-leader pentru că nu prea am ce să fac aici ca să am content pe YouTube. Așa, dacă o să pot să intru în LSPD, NG sau FBI, o să fie mai interesant, pentru că altfel când faci raport în PD, mai ales pe Rage fiind un joc nou, să faci raport în poliție, e mult mai șmecher, poți să faci raport singur, să tragi din mașină, amenzile și astea se dau mult mai șmecher, gen mai șmecher. O să vedeți, pentru că e un joc nou și sistemele de pe SAMP sunt puțin, cum să vă zic, evoluate într-un fel, sunt aduse la alt nivel, gen cum s-ar zice. Și hai să mă duc să dau și eu acum un get gift, dacă tot sunt aici în zonă și am văzut că am checkpoint, mi-am adus aminte că e de la get gift. Hai să vă mai arăt ce am mai făcut și pe server, că n-am mai postat de cam o săptămână și cam aiurea, gen... Pentru că am făcut cam multe pe cont, nu știu dacă am, nici nu știu dacă am făcut clip, că am fost promovat la funcția de co-leader în paramedic, chiar nu mă țin minte. În fine, sunt co-leader în paramedic, pentru cei care nu știți, dacă vreți să vă apucați pe server, nu uitați să folosiți referral 43, o să primiți beneficii din 5 în 5 nivele până la level 75 sau chiar 100, nu mă țin minte exact. Ia mă să vedem ce pică de aici. Oricum, în ultimele 10-15 ori am luat bani, deci acum tot banii o să iau. De materiale, mă, serios. Mamă, mâncați-aș gura ta, 100 de materiale, m-a spart. Unde scrie, mă? 179, doamne. Da, în fine. Hai să vă dau aici un status, să vedeți și voi ce am mai făcut. 163 de ore jucate, level 10, n-am mai dat by level și nici nu o să mai dau by level, gen. Urmează, nu știu dacă am primit deja, să prim... YouTubers. Da, încă n-am primit, dar urmează să primesc și funcția de YouTuber, gen, și o să avem anumite beneficii și cred că o să avem la un moment dat și casa abonaților. Încă nu știu, dar o să primesc 100%, gen, săptămâna asta deja am primit 250 de puncte premium salariu, gen, de YouTuber. Și cred că de săptămâna viitoare o să începem să facem giveaway cu punctele premium pe care le primim sau nu știu, o să văd ce fac cu ele, dar cel mai probabil... giveaway, că altceva nu știu ce aș putea să fac. Am cont Legend, am cont VIP, am mașina. Hai să vă arăt și mașina asta. E al treilea Nero de pe server. Are stage 4 VIP și neon pus. Nu știu dacă o să-l vând prea curând. Dacă sunteți interesat, nu mă căutați să-l cumpărați. Că am văzut că pe server sunt destul de mulți jucători care caută deja să cumpere mașini care sunt printre primele, gen, cum ar fi Nero ăsta, de exemplu, sau mașini mai scumpe care sunt printre primele mașini de acel tip ce am cumpărat. Am și un BMX care e primit de la Skip, care are 26 de zile și serverul are 27, deci gândiți-vă că e cumpărat la 4 sau 5, da, la 5 ore. BMX-ul ăla e cumpărat la 5 ore de la deschiderea serverului, deci e bine, rău, gen. Și ce să vă mai zic? Ce mai făcut pe cont? Cam atât.
Nu prea. A, s-a băgat și creditul nou, am uitat să fac clip și despre asta. N-am mai filmat de mult, dar sper să din... O să încerc, nu sper, o să încerc să filmez de acum iar în fiecare zi, pentru că nu vreau să își piardă algoritmul gen YouTube-ul să mă bage la recomandate cu clipurile de rage. Și dacă aveți ceva idei, puteți să-mi lăsați și în comentarii, că s-au întâmplat destul de multe pe server și puteam să filmez și n-am postat, dar dacă aveți și voi ceva idei, puteți să-mi lăsați în comentarii, că o să țin cont de ideile voastre. Da, v-am zis, oricum o să încerc să filmez în fiecare zi update-uri, pentru că dacă suntem youtuberi avem acces la update-urile care urmează dinainte să le aflați voi de pe server gen sau de la, nu știu, de pe beta. O să avem, hai să dăm gă la ambulanță. Bună. Da, m-a intrat și Jesse cu pile aici, un paramedic. A dat payday-ul ăla mare. Pentru ăștia din clanul care mă înjurați, dacă vreți și voi puteți să mă contactați. Hai că da. Da, mă, nu știu ce să mai fac pe server. Problema e că, v-am zis, sunt un paramedic momentan și nu prea am ce să fac. O să încerc, nu știu, după ce se fac facțiunile astea de PDF-ul, să vedem și cum e un DM Cops aici. O să mergem să vă arăt și drop-ul, pentru că și drop-ul e interesant și mai multe sisteme, dar momentan, gen, acum am zis să filmez așa pe fugă, să vă explic care a fost faza și să vă țin la curent, gen, cu ce am mai făcut pe cont, ce urmează să fac și sper că o să pot să filmez, gen, în fiecare zi să am câte un video sau, nu știu, măcar o dată la 2 zile, dar eu sper să am pentru fiecare zi, să intrăm cât mai mult recomandate, să facem abonați. Dacă vreți să vă apucați pe server, referral 43, încă e un giveaway activ, asta trebuia să vă zic la început. Încă e un giveaway activ pentru băieții care au referral 43. Încă nu îl pot extrage pentru că nu am o listă cu jucătorii. Am făcut un ticket în care am cerut să mi se zică toți jucătorii care au referralul respectiv setat pe cont și mi-a fost închis că încă nu se poate, dar o să primesc o listă. Deci, dacă vreți să vă scrieți la giveaway cu 50 de euro, 250 de lei, puteți să folosiți referral 43 și când gen asta la înscriere pe server și când o să primesc lista cu jucătorii care au referralul meu băgat, o să fac și eu extragerea. Până atunci așteptați, nu e nimic fake, am văzut că unii comentează că e giveaway fake sau ceva de genul, nu e nimic fake, încă nu pot extra pentru că nu am lista. Când o să am lista, o să-i pun în ordine exact în ordinea în care îi primesc și eu pe listă și facem cu random.org care câștigă, ăla e norocosul, n-am cum să fac altfel decât cu random.org. Dacă aveți voi alte idei, îmi ziceți, dar eu cred că așa e cel mai ok, să punem în ordine gen după cum îi primim în lista de în lista de referali. Cred că cel mai probabil oricum îți pus și în ordinea înscrierii, dar în fine, nu știu momentan. Dacă vreți în clan, puteți să mă contactați pe mine sau un membru rang 5 plus. Mai avem 12 locuri, minim nivel 15 sau facțiune. Am dat și o să mai dăm remove un invite la jucători din clan care au sub nivel 15 sau nouă facțiune, deci o să facem foarte multe locuri în clan 100%. Bine, asta după ce se aleg membrii la toate facțiunile, inclusiv mafii, pentru că nu mă deranjează dacă e cineva în mafie. Eu tu un polițist aici, Toby. Ia hai mă să facem DM pe Toby ăsta. Bă, ce interesant aici că dacă faci singur, poți să dai one shot, gen, poți să dai cap. Bă, asta de cine aleargă? Nu-mi dă oante, du-te și tu. Eu alerg polițistul, în loc să mă alerge el pe mine, eu alerg pe el. Și nu știu în jocul ăsta dacă bubuie mașinile, mă, eu n-am văzut nicio mașină să bubuie, decât dacă, nu îmi zic că l-am omorât așa, ești nebun? A, nu. Decât dacă explodează ceva, o benzinărie sau ceva care explodează, altfel nu știu dacă bubuie mașinile. Bă, uite mă în puii mei. A coborât. Marș, mă, nu moare. Gata. Bă, nu înțeleg care e faza. Toată lumea face mișto de polițiștii de pe server. Probabil nu sunt jucători din care am mai jucat SAMP. Bine, adică 100% sunt și jucători care n-au mai jucat SAMP și au intrat în poliție și nu prea știu ei care e faza. Adică dacă venea unul după mine și trăgea așa cum am tras eu după ăla,
Dădeam mantel și îl băgam în gel de 5 ori până acum. El aștepta să mă duc după el, să-l omor, să îmi dea wanted și mă mai aleargă acum încă 50 de minute și tu nu mă prinde dacă aș alerga, că gen am mașina asta prinde 275 cu stage 4. Dar, na, care nu o să se descurce, vă dați seama că o să primească o să primească un invite din facțiune sau o să iasă singuri. La mulți, chiar dacă le merge rage-ul, nu o să poată să filmeze în calitate destul de bună. Deci e greu să fim poliție pe rage. Da, na, așa e la început. Cine a aplicat și a avut norocul să fie acceptat, a fost acceptat, o să se elibereze foarte repede locurile în departamente, părerea mea, pentru că v-am zis, mulți intră, dar nu își permit să filmeze și nu se poate să facă dovezi clare la faze de genul de deathmatch. În fine, cam asta ar fi cu videoclipul. Nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați, să apreciați clopoțelul și să apăsați pe butonul de like dacă vreți în continuare episoade cu Rage. Eu am fost Sunar și ne vedem data viitoare. Re.